Joi, 2 august 2018, mă aflu în localitatea Uzunu, Călugăreni, din județul Giurgiu, în crescătoria unui tânăr și pasionat crescător, este vorba despre domnul Voicu Ionuț, pe care noi l-am mai mediatizat, vă salut și eu pe dumneavoastră, domnul Ionuț. L-am mai mediatizat în ultima lună, o lună jumătate, două, am mai trecut chiar de vreo 2 ori pe aici. Așa este. Cu niște reportaje foarte frumoase, după unele concursuri reușite și bune pe care le-ați avut, trebuie să recunoaștem. Așa este, au venit porumbei în mare, dar un an greu, părerea mea. Domnul Ionuț, la ultima noastră întâlnire, în urmă cu cât a fost? 2-3 săptămâni, cam da, așa? Da, la maratonul de Poltava. De Poltava, da. A doilea maraton de Poltava. Ne-ați promis că o să faceți în continuare o figură frumoasă, adică o să vă mențineți pe aceeași linie de performanță. Am promis, așa este. Este? Așa este, într-adevăr. Și acum ne-am ținut și noi de cuvânt și v-am făcut o nouă vizită. Exact. Eu oricând și la orice oră sunteți bine primiți la mine și oricine, ăsta sunt și... Acum stăm de vorbă după ultimul maraton pe care l-ați avut în urmă cu 2 zile, pe 31 marți. Da. De la Izium, dacă nu greșesc. Național de la Izium. Aveți 1073 de kilometri distanță de concurs. Cum a fost zborul? A fost unul dificil? Domnul Alexandru, acest zbor Izium n-a fost față de cele Poltava, cele două de Poltava. A fost mai lejer puțin, nu? Da, și cu Loghi Național, care a fost cea mai mare îngenunchiare, domnul Alexandru. Venir cu săptămână, așteptăm la porumbei, și un an dificil. Și cred eu că toți porumbofilii care a crezut că s-a mutat ruta pe Ucraina, au aplaudat, dar a fost mai greu decât în Polonia, domnul Alexandru. Vă cred. Anul care a fost, cu multe pierderi, cu răsturnări de situații, am zburat cu Brăila la ultima dată, acum cu Loghi Național. Ce să vă spun, domnul Alexandru? Greu este? Iară greu. Deci am stat 7 zile ca să se încheie concursul. Și concursul s-a încheiat, dar ce să spun, ne-a scos și după un clasament. De ce? Cine? Păi, de fapt, s-au cam suprapus etapele, ca să spun mai exact. Și noi a trebuit să desigilăm că am avut Zmila. Iar eu, a fost greșeala mea, am lăsat pui dați drumul la atâtea zile de concurs, mai dau drumul și la pui. Au fost normal. Puiile acelea nenorocite, ca în fiecare etapă de maraton, parcă au fost puse acolo. Și când a 7-a zi, când am dat drumul la pui, surpriză, 4 femele au fost intrate de la Brăila cu Naționalul, au fost intrate acolo. Au intrat la pui? Au intrat la pui. Nu le-am văzut. Da. De 140 de pui care am, vă dați seama, și nici prin cap nu mi-a trecut că a intrat acolo. Le-am dat drumul, femelele a intrat când a început să pie ceasul, m-am uitat, bătea să iasă afară, pe urmă, ca să iasă afară. De câte zile au fi intrat acolo, că n-am putut să văd drumul, Alexandru, atâția porumbei, nu pot să-mi dau seama atâția pui. Iar femeile când au venit, au venit că plasase, că nu se stăse numericul de porumbei, dar pe urmă Brăila ne-a spus. Cum așa? Păi simplu, a zis că să mai câștige, ce să spun așa, numeric, bucureștenii a 7-a zi a spus pe toți. Deci au încheiat de... Deci la 7-a zi ne-a spus cu... Au desigilat cu o zi mai devreme? Au desigilat cu o zi mai devreme. Noi n-aveam cum, domnul Alexandru, că aveam zbila cine era nebun să desigileze când porumbei trebuia să vină. Exact. Și era să obligați să mergeți? Oricum noi am desigilat a 7-a zi față de Brăila. Dar cei de a 7-a zi i-a scos pe toți. Din clasament. I-a scos pe toți. Și cu, încă o dată, porumbei la mine când ne-am deschis la 7 dimineața, ei normal la viteza foarte mică și kilometri ăștia la mine cât e la mulți kilometri, eu eram în a 6-a zi. Că, vă dați seama, eram în a 6-a zi. Erau puțin porumbei în a 6-a zi, intrați la 7 dimineața, vă dați seama. Și în kilometri și distanța mare, asta e. Așa e. Și i-am scos pe toți, ce să vă spun pe toți. Și încă numericul tot nu s-a strâns. Deci numericul nu s-a strâns, nu s-a strâns. Deci nu s-a strâns. Deci 30% tot nu s-au adunat. Nu s-au adunat. Și a rămas clasamentul și a plecat de la Brăila. Cu câți porumbei v-a afectat mișcarea asta? Mi-a scos 4 porumbei. De nou, am angajat 13. Ce să vă spun? Au venit 9 clasați. 11 toți. Păi stați bine, 9 din 11 cu... Din 13, 11, dar 9 clasați. 9 clasați, da. Ce să vă spun, domnul Alexandru? Punctele au fost multe. Deci vă dați seama ce maraton a fost dacă la Brăila n-a putut să intre. Cu 800 ceva de kilometri, 840, 831, 800... Și a intrat la București cu 1030, 20 de kilometri, 19 kilometri la Orlando. Vă dați seama? Și a ținut concursul o săptămână, ca să se strângă numericul. Și când s-a strâns numericul,
Foarte dificil. Da, și a scos 4 porumbei domnul Alexandru, care avea punctele care le avea, oricum. Dar erau clasări, oricum. Erau clasați, într-adevăr, că oricum domnul Alexandru, tot am desigilat a 7-a zi. Da, asta a fost. Tot și mi-au lăsat decât din aia cei 9-5 în clasament. Și astăzi, iar la naționalul ăsta... Chiar vorbiți-ne puțin despre... Asta e a doua zi, nu, de concurs. Asta a treia, de fapt. Da. Marți dimineața le-a dat drumul. Marți cu lansare întârziată, la Izim. În prima zi au intrat decât, nu știu, 15 porumbei, 16 porumbei. Pe toată lansarea? Pe toată lansarea. Aproape 5.000 de porumbei. 4.800 și ceva. Ce să spun, domnul Alexandru, o etapă cât mai bunicică, să spun așa. Oricum, kilometri tot aia sunt, că e mai reușită, că nu e mai reușită, tot 1000 și am avut 1073 de kilometri, 1074 aproape. Sosirile au fost foarte bune, știam porumbei că... I-aveți pregătit cum trebuie? Aveam, dar oricum porumbei fusese în o săptămână în urmă la Zmira, pe 22, și m-am gândit că acum urmează și fondul ăsta de uman, care se îmbarcă vineri acum. Ultimul fond, nu? Ultimul fond. Și sunt ferm convins că numeric nu o să se mai strângă domnul Alexandru după toate catastrofele astea. Aproape fiecare etapă a avut probleme. Fiecare etapă. Deci lumea s-a bucurat în coată, mă repet, că va zbura Ucraina. Cum era cu 2 ani de zile, că anul trecut a fost Polonia. Ce a zis? Băgăm ăștia de demifond. Anul ăsta n-a mai mers domnul Alexandru. Deci nu a fost de maraton de acolo. De la el, da, exact. Deci s-a dus toți porumbeii bine și cu excepții care s-au pierdut și porumbei buni. Care... Atâtea ploi. Ce v-a reconfirmat acum la Izium? Faceți-ne o scurtă prezentare. La Izium acesta am câteva porumbițe de excepție, care tot dintr-un campion, care am prins un clasament iară pe zona 2 cu Alexandria, cu Giurgiu, că eu normal nu trebuia să zbor cu Bucureștiul, că eu am cei mai mulți kilometri și aș cădea în zona Alexandria, Giurgiu, zona 2, cu cei mai mulți kilometri. Dar fără câțiva kilometri mă scotea mereu din schemă și trebuia să zbor cu București. Dar dacă aș pleca de la București să mă transfer la Giurgiu, să zbor cu Giurgiu, cred că aș fi foarte avantajat. Și lumea ar căuta, părerea mea, cine ar zbura, ar căuta să câștige mereu. Eu nu caut treaba asta, eu caut să mă văd și eu printre lumea bună. Și la Giurgiu ar fi, dar nu e ca la București oricum. Da. Și am avut un clasament la Ozmină, chiar o singură etapă m-a prins în zona 2, n-au mai avut băieții numeric și am căzut pe zonă cu ei. Am avut locul 1, locul 2 pe lansare cu ei, locul 1 crescător și aceeași femeie le-am angajat, avea un punct și ceva, două puncte la fond și nu mai aveam ce să le mai facă, să bag acum la umanul ăsta care e poimine, numeric nu o să se mai strângă. O să fie, da. O să fie, o să mai bage lumea porumbei de demifund, te bate că nu mai e, că asta este. Și femeile iar au confirmat, deci la o săptămână și încă o dată, Zmila trecută, a clasat și a doua zi dimineață porumbeii și la 8:30. Deci la 700, cât am avut 714 km, deci nu s-a strâns pe lansare. A fost greu. A fost greu și de a doua zi a clasat și a doua zi din femeie. Și acum le-am băgat la Izim pe toate, tot. Ultima suflare, porumbițele erau venit. Aceeași porumbițe care au clasat locul 1, locul 2 pe zona 2, aceleași erau venit. Deci iar am băgat în cauza la numeric, am văzut că aproape 5.000 de porumbei. Am zis, asta este finala, aici ori să termină, ori nu. Ați riscat și ați câștigat, nu? Ce să mai fac, domnule Alexandru, că numeric nu mai este pe București. Da. Și am zis, aici este național. Numerii buni, aici toată lumea, să fim cinstiți, domnul Alexandru, la naționalul ăsta, Dolju, Gorju, Oltu, Alexandria, Buzău, Constanța, Ialomița, Călăraș, toată zona de sud, toată lumea bună aici a băgat la Izimul ăsta, să-și arate fiecare cu adevărat calitate. Și plasamentul a fost bun, au venit porumbei, cu mici excepții care... S-a mai pierdut și din cei mai... Am avut cu ascund, am încercat să fac cu ascund, făcuse 5 din 5 etape, văd că n-a apărut. N-a apărut încă, da. N-a apărut, domnul Alexandru. Am avut un pui de un an de zile de 2017, 4 din 4 fonduri, l-am băgat, n-a venit. Deci porumbei n-am angajat la întâmplare, am băgat exact toate, tot ce am avut cel mai bun.
Și am crezut eu că a clasat așa și n-a clasat, nici nu a lăsat. Ca să scot în punctaje, da, să fac ceva, dacă fac, dacă pot să fac, dacă nu, ăsta sunt. Și orice caz, porumbițele să vi le arăt. Da, vă rog. A venit 421, asta e femela. Prima femelă, a venit această femelă, până asta, uitați-i seria. Da. 157421 de 2016. Uitați-i și ștampila. Da. Să vede? Da, 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 imediat. Se vede, da. Da? Și femela nu e o întâmplare. Părinții campion 3 ani azi maraton pe Argeș, loc 5 național. Ce să vă spun? Sânge nobil, frumos. Deci femela foarte bună. Mi-a venit, deci la 700 venea numai în față și am angajat-o la acest izim național și femeia a venit prima la mine. Văduvie natural zburată? Văduvie. Văduvie, nu? Văduvie. Păi nu mai puteam, domnul Alexandru, cădeau pene dacă era și nu mai aveam cum să. Da, așa e. Și femeia a venit dimineață, ieri dimineață, a doua zi că a fost cu lansarea asta întârziată și în prima zi au intrat foarte puțin porumbei, seara, cu ploaie torențială, eu nu știu cum au intrat, la 8-9 seara, în sfârșit. Și femeia mi-a venit ieri dimineață la 6:33 de minute. Prima care a apărut. Știam că am băgat-o și la echipă. Ați prins echipa? Am prins echipa. Am prins echipa la națională. Frumos. Frumos. Stați bine și la crescătoare înseamnă. Da, și ultimele trei etape de Zmila, am prins echipa cu acești, iar cu femeia. Știam că vine, ce să vă spun, și sunt surori, dacă poate să vadă toată lumea. Ei au venit, uitați-le. Da, poate da, toată lumea. Ce seamănă, ce... Bine seamănă, da, uitați-le. Surori. Surori amândouă, da. Aceeași marcă. Da. Marca înregistrată, nu? Da, asta este 408, uitați-o, 157-408. Da. Se vede, tot de 2016. Da. Și aceeași, tot în aceeași mascul. Mai aveți perechea? O avem? O aveți, nu? Dar anul ăsta a fost la fel în aceeași... Nu, să vă spun de ce. Anul trecut a fost împerecheată cu altă femelă și an de an mai schimb. Mai schimb că nu se știe dacă merge cu adevărat. Degeaba sunt campion, că s-ar putea să nu meargă, domnul Alexandru. Încercăm. Da, dar anul ăsta va confirma că a mers și încă. Confirmat la foarte bine. Anul trecut le-au ținut, nu mai mi-am bătut joc de așa de porumbei să-i bag la maratoane, au fost și Polonia aceea. Și am ținut numai cu Dubăsarul. Și au zburat 15 etape de Dubăsar. Și anul acesta porumbițele s-au maturizat. Și ați mers cu ele direct la 1100. Și încă o dată, Alexandru, etape grele. Deci anul acesta, etape foarte grele, domnul Alexandru, nu că grele. Cine a zburat, să mă exprim așa, maratoane, cred că a simțit fiecare pe pielea lui, care... În primul maraton, ați văzut că mai v-am spus și la exact reportajul trecut, s-au strâns cu chiu, cu vai, s-au strâns, dar la al doilea, Poltava... A luat lumea frica și păi n-au mai angajat, probabil. Nici n-au mai angajat și nici nu l-au lăsat, s-au și pierdut. S-au pierdut mulți. Și pe urmă a venit Loghi Național, când am crezut și noi că poate nu mai fi ploi, poate o fi mai bine, poate a venit cea mai mare îngenuchiare. Deci nici Brăila cred că n-a crezut că va pierde atât porumbei și nici ei n-au avut porumbei. Și vă dați seama, ținut clasamentul o săptămână ca să desigilăm. Da. Mister Tartu a făcut la fel o figură Tartu, frumoasă? Domnul Alexandru, ca de obicei, că porumbelul... Uitați-l. Da, ăsta e Mister Tartu, nu? Da. Sângele bun nu minte niciodată. 021-54-98 de 2013, e masculul, da. A clasat 4 din 4 maratoane, tot ce a fost maraton. Super. Deci a clasat tot. E cel mai bun zburător anul ăsta la noastră în crescătorie? Mai am încă, dacă nu mă scotea cu cele Brăila, da, cu cei că am avut 9, aveam mulți cu maraton extrem, domnul Alexandru, foarte mulți porumbei, cu 2 de maraton extrem. Iar sunt mulți, iar acum cu normă maraton, nu știu câți am în volieră. Cred că am 10-12 porumbei cu normă făcută.
Super. Maraton. Și maraton extrem. Sunt 6 din ăștia sau 5 dintre ăștia care... Să vedem și clasamentul acum, domnul Alexandru. Da. Nu putem să spunem... Una e provizoriu, altceva e finalul. Și să vedem și punctajul. Dar mulți porumbei, nu știu câți pe București, mă repet, dacă au făcut norma azi maraton și maraton extrem. Că trebuie să ai peste 1000 de kilometri și la ce catastrofe a fost, domnul Alexandru, nu știu câți porumbei să fie îndeplinind această normă. S-au pierdut mulți porumbei anul. Foarte mulți. Așa este. Și am uitat să-i arătăm, domnul Alexandru, și ștampila. Ștampila de poarii pe aia. Ștampila, uitați. Imediat, da. Așa-i. Că toți au, domnul Alexandru, ștampilele, deci nu putem să spunem nimic. Toți. Uitați-vă și locul 1, cartul, anul trecut. Da, pe mea, Columbița, da. 090-1959, de 2011. Da, 7 ani, frate. 7 ani. Și ca să vedeți și zborul, ce poate să întâmple și cu zborul, uitați și ștampila de la... Da, se vede. Da. Domnul Alexandru, ca să vă arăt ce a însemnat atâtea maratoane, că ea are anul ăsta, are, ea n-a clasat în țară, de când o am, câte naționale a clasat. Câte maratoane naționale, deci a clasat, ce să vă spun, începând ultimii 2 ani, acum nu mai spun, a clasat Tartu ăla, locul 1 pe zona 4, anul ăsta a clasat astea două, a clasat cu Brăila și a clasat și acum. Sper că nu mai angajați, dar nu? O retrageți la mat. Nu mai putem, domnul Alexandru, ia uitați și noastră aripile. Da. Ia uitați-o. Uitați, filmați aici aripa, ia uitați-o. Ia uite, s-a răsucit, da. S-a răsucit atâta... Efort. Efort. Într-adevăr. Cât să mai zboare? Și 2011, vă dați seama? 7 ani. 7 ani. Câte și... zeci de mii de kilometri a zburat femeia? Vă dați seama numai acum, 1073, la Brăila 1036 și numai, domnul Alexandru, 2000. Nu e vorba de mii. E vorba de... de condițiile astea meteo și la câte zile ca să ajungă un porumbel și să și claseze, care alții nu mai vin. Nu mai vin. Da. Te se încheie. Plachează, așa este. Așa și este. Ea are naționale foarte mult. Da. Deci are de-astea 2000 și ceva, multe. Multe, foarte multe. Și nu mai are rost. Eu vă dați seama, domnul. Valoare mare, într-adevăr. Poate ar trebui să începe să creați o familie pe cu astfel da, de porumbel. Mai am și părinții. Mai am și părinții. Și acum i-am părinții. De 2006... Bine, zbătrân, dar cum să zic, a făcut dovada 7 ani de zile să zboare la acest nivel. Atâția ani? Nu e la îndemână oricui. Și să claseze. Știu. Păi e vorba că vine, că toată lumea bagă. Dacă exact. Să claseze, e una. Domnul Alexandru mereu ies interpretări, care puncte multe. Să vedem anul ăsta cine, domnul Alexandru, să vedem cine are maraton. Cu puncte extra. Multe sau puține. Au venit, au clasat. Câte norme să strâng, nu? Da. Să vedem pe București, că nu o să fie, domnul Alexandru, mulți. Maraton extrem. Nu știu, nici numeric nu s-a mai strâns. Și ca să mai fie la catastrofa asta de Brăila, de Brăila cu la Lohi, a fost rău de tot, domnul Alexandru. Deci la o săptămână, vă dați seama că foarte greu. Roșu se află și el printre... Roșu, da, domnul Alexandru, a venit și el. Arata domnul Alexandru la mustață, arata prima Poltava. Arata prima Poltava, ați văzut și în reportajul trecut, are și el ștampila. Dar și-a făcut mea culpa după aia și acum... A clasat Poltava 2, care a fost cea mai grea, care Bucureștiul s-a mai grea decât prima, de mai grea decât prima, nu? Prima s-a mai strâns, domnul Alexandru, dar a doua, foarte greu, foarte greu. El a clasat băiatul și acum cu Brăila a venit primul, în a doua zi, care în a doua zi s-a strâns foarte puțin porumbei, cu toată lansarea. El a venit seara la 8:30, în prima zi, în a doua zi. Frumos mascul. Și a clasat cu Brăila în a doua zi, l-am lăsat, s-a refăcut și acum la naționalul ăsta de Izium a venit porumbelul înapoi, a făcut norma maraton, azi maraton și maraton extrem. Frumos. Și un ochi excelent, într-adevăr. Uitați-l. 005-20-60 de 2014. Da. Nu este o întâmplare, masculul se trage tot în porumbei de la Paraschiv Nicolae. Tot de la domnul Paraschiv, nu? Da. Nu este o întâmplare că știe toată lumea, s-a angajat în 2013 la Berlinul Național 255 de porumbei și s-a mai întors decât 5 porumbei.
Și atunci mi-a venit și un porumbel, un frate tot din aceeași cuplu, de la Berlinul Național. Vă dați seama, 5 porumbei din 255 de porumbei angajați de către București, să mai vină încă 5 pe tot Bucureștiul, vă dați seama că e foarte greu. Așa e. Și unde e Berlinul? Și unde am zburat noi, domnul Alexandru? Că noi am zburat Ucraina și într-o dată l-ai mutat la Berlin. Și mi-a venit și de la Berlin, am avut o, atunci prima... Prima ieșire importantă, așa, nu? Da, să spun pe scenă, să zic. Nu eram chiar așa mai... La început, da... Erați mai puțin cunoscut? Da. Dar zburam de plăcere, ca și acum, la mine încă o dată, mă repet. E un hobby, nu câștig bani și, cum v-am spus de fiecare dată, e o plăcere. Și dacă porumbei ar veni și de ce să nu ne vedem, că porumbei... Exact. La un an, cine a zburat, anul ăsta a fost un an foarte greu, mă repet, numai să... Nu sunteți tentat acum, la finalul sezonului de concursuri, să... Vă faceți câteva perechi din astea de... Vă spun cinstit, anul acesta... Din care să vă opriți niște pui la matcă? Niște păi tardivi? Păi acum din tardiv nu. Că nu? Să vă spun și de ce. Cei de 2013, ăla de la Tartu, cea de 2011 de la Tartu, o să fie și cel ăsta de 2013 de aici, care s-a închide acum la matcă toți. Deci nu mai am, vă dați seama, atâtea maratoane. Cât să mai zbor? Oricum i-a zburat mult ca să zbore o femeie la 7 ani la maratoane și cu rezultate și clasată. Cu clasări bune îmi pare și... pare rău, domnul Alexandru, anul ăsta am promis, dar n-am putut, s-au suprapus etape catastrofale. Am crezut să băgăm și noi, am vrut să bag la Malta. Am văzut că nici clasamentul nu s-a strâns numericul. Și a 6-a, 7-a zi. Acum nu putem să vorbim, să zicem, venea că băgam doi porumbei buni, nici nu... Deci nici nu mă gândeam să nu fi venit de la Malta. Deci nici nu mă gândeam să nu vină. Deci dacă băgam acolo, trebuia să vină. Că nu băgam la întâmplare. Dar s-au suprapus etapele, etape grele, s-a strâns la săptămână, când să-i refaci, când să-i bagi acolo. N-am avut cum, domnul Ansel. Am zis că o să bag la Malta. Erau puțin, mai puțin kilometri față de Tartu. Ce să vă spun? Nu, e bine că vă gândiți la ei și nu-i angajați, așa orbește. Domnul Alexandru, nu am băgat dacă, în primul motiv. Dacă nu-i simțiți că sunt, nu sunt recuperați. Nu am băgat în primul motiv că nu mai am calcul. Deci a venit la Tartu cu un an locul 1, locul 3 pe zona 4. A clasat săracul porumbel pe Polona la Biel Podalski. Bine, asta e mai mult o confirmare a valorii porumbeilor pe care așa le țineți este, pentru dumneavoastră. Așa este, dar dacă săracul porumbel a venit și a făcut norma, nu mai am calcul. Am avut locul 3, locul 1, m-a luat în calcul. Da, era bine să ai fost prins și într-un clasament. Păi, păcat de performanță și de efortul pe care l-a făcut. L-a lăsat cu un maraton. El săracu avea 1600 km și 981 la Bio Podalski. Norma o avea făcută, ca și anul trecut, ca și anul ăsta, 4 din 4 maratoane. Și ca să-l stric pe porumbel, să-i stric maraton extrem. Nu, dar el va demonstra că poate și 1600. A putut, păi da, a venit, ați văzut. A venit porumbelul și știam că nu-mi băgam la întâmplare acolo. Băgam ca să te vezi, să... Un alt crescător în locul noastră, cred că avea scos din el acum cel puțin 20 de pui. Da, aveam pătaică, am familia, ce să spun. Acum, sigur, cu siguranță se va închide în matcă. Deci, e ultimul an care a dovedit și anul acesta. Ar fi și păcat să nu reproduceți din ei, pentru că sunt niște păsări de mare valoare. Nu vă întâlniți în fiecare zi cu astfel de porumbei. Da, așa este. Și, n-ai